Comparativ cu anul 2012, în ziua alegerilor de duminică 5 iunie, numărul sesizărilor a scăzut cu 43%, infracțiunile au fost cu 51% mai puține, iar al contravențiilor cu 53%. Chiar și în aceste condiții, polițiștii giurgiuveni au avut de lucru duminică, având în vedere că au constatat 55 de fapte de natură contravențională, dintre care cele mai multe semnalau distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau orice mod a materialelor de propagandă electorală, afișarea mijloacelor de propagandă în alte locuri decât cele permise, ori încălcări ale unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. De asemenea, la nivelul județului Giurgiu sunt în curs de cercetare 18 infracțiuni privind coruperea alegătorului și 3 pentru fraudă la vot. Polițiștii din întreaga țară desfășoară activități de cercetare cu privire la 245 de semnalări privind votul multiplu, înregistrate la nivel național și transmise prin intermediul sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot. La scrutinul de duminică, peste 550 de polițiști, jandarmi și alți lucrători din cadrul structurilor teritoriale al MEAI din județul Giurgiu au asigurat măsuri de pază și protecție la secțiile de votare, la circumscripții și pe timpul transportului materialelor electorale.